Bună și bine ați revenit pe canalul meu. V-am promis eu mai de mult că o să fac colecția mea de săpunele solide și asta fac astăzi. După cum vedeți, am aici foarte multe. O să vi le prezint pe rând și o să vă las pe voi să le enumărați, să vedeți câte sunt. Eu nu consider neapărat o colecție, sunt pur și simplu săpunuri pe care eu le-am primit, slash cumpărat, slash avut dinainte, astfel încât nu o să păstrez săpunurile astea, nu mă înțelegeți greșit, o să folosesc din ele pe măsură ce termin ceea ce am la baie și la bucătărie și haideți să trecem la treabă. Am de la Lidl, da, scuzați-mi rănile de pe mâini, am de la Lidl mai multe săpunuri din acestea cu lime și cocos și anume două. Desigur că am avut mai multe, dar le-am terminat. Doar trei? Nu. Deci patru săpunuri din astea de la Lidl cu lime și cocos. Miros foarte, foarte bine. Îmi plac foarte mult. Un săpun are 100 de grame. Sunt foarte cremoase. Se păstrează foarte bine în savonieră, nu se topesc ca cele de la Dove, n-au nicio treabă cu lucrul acesta. Îmi plac foarte mult și vi le recomand și aceștia știu că are prețul de doar un leu. Atâta tot, deci merită. După cum am zis, ați mai văzut și prin terminate și probabil o să mai vedeți. Îmi plac foarte mult. Din categoria, aceeași categorie, dar cu Frosted Strawberry, asta înseamnă căpșuni și mai cum. Forest, pardon, Strawberry, căpșuni de pădure, Frosted, nu știu de ce am citit așa. Am două, trei, vedeți că am și mai multe bucăți de același fel. Aceeași cantitate, miros super bine, nu miros chimic, îmi plac foarte mult la prețul ăsta, chiar își merită toți banii, nu știu, pentru nici aș cum ar costa 30 de lei un săpun. Mai am și din acesta cu fructul pasiunii și mango, din acesta am cred că tot 3. După cum știți, am avut mai multe, dar fie le-am terminat, fie am mai dus din ele la ai mei la țară, pentru că mai folosesc și ei acolo sau mai folosesc eu când merg acolo. După cum știți, am mai multe produse acolo. Da, mai am și pe astea. Tot de la Lidl din gama Sien le mai am pe acestea. Este cu floare de portocal și ulei de măsline. Acesta are tot 100 de mililitri. Și ar mai trebui să mai fie unul. Da, care are ambalajul rupt, din păcate. Acestea sunt. Și astea îmi plac foarte mult. Miros foarte bine. Mie îmi plac săpunurile astea pentru că miros fix a ceea ce scrie pe ambalaj. Nu miros nașpa. Din aceeași gamă le mai am și pe acestea cu iasomie, floare de iasomie și ulei de măsline. Tot 100 de mililitri, miros genial și spală foarte bine. Eu îmi spăl cu aceste săpunuri și grăței. Îl mai am pe acesta de la Oriflame Snow Sparkle. L-am primit de Crăciun. Așa arată el. Are și o formă foarte drăguță. Ceea ce nu-mi place la săpunul ăsta este că miroase super, nu știu cum să zic, nu bătrânicios. Exact cum miroseau săpunurile cândva, săpunurile bunicilor noștri. Exact așa miroseau și îmi place forma, îmi place așa că e cu SIDEF oarecum, dar mirosul pot să zic că nu mă dă pe spate neapărat și eu țin foarte mult să miroasă bine produsul respectiv. Mai am de la Dove unul cu castravete și ceai verde. Unul de la Palmolive cu lapte și petale de trandafir. Unul de la Camei cu grapefruit roz. Unul de la Dex. Îmi place foarte mult ambalajul acestui
să pun, arată foarte bine și are 150 de mililitri, la celelalte 150 de grame, scuze, la celelalte nu v-am spus cât are, dar dacă vă interesează puteți să mă întrebați și o să vă spun. Apoi mai am clasicul Duru cu miere și migdale. Îmi pierd cuvintele, are 90 de grame. Da, mai am de la Oriflame, mă scuzați, probabil răcesc, acest săpun Floral Embrace, are 75 de grame și pe acesta pot să vă arăt cum arată, pentru că se desface ușor, așa arată. L-am mai avut odată, îmi place foarte mult cum miroase săpunul ăsta, deci foarte mult miroase, atât de floral și atât de parfumat. Plus că arată și drăguț, am și crema de mâini din aceeași gamă și iubesc, pai, doar l-am deschis și miroase. Apoi mai am de la Cosmia acest săpun cu extract din floare de camomil. Nu știu ce, cred. Ăsta are 90 de grame și din nou este pătrat, arată drăguț, sper să miroase și bine pentru că nu o să le desfac pe toate, evident. Mai am acest săpunel Marina, cred că astea sunt săpunurile alea clasice, super ieftine, dar care miros genial pentru că l-am desfăcut. Miroase pur și simplu exact cum scrie aici, floare de trandafir, a trandafir normal. Miroase criminal, miroase atât de autentic ca trandafir, de nu-ți vine să crezi. Nu știu, chiar îmi place foarte mult. Un alt săpun pe care l-am mai avut este acesta de la Oriflame la pralin, are 75 de grame. Arată foarte drăguț atât ambalajul exterior, cât și săpunul în sine, este sub formă de pralină. Mai am unul de la Fax cu suc de piersici. Ăsta câte grame are? Tot 75 de grame și miroase prin ambalaj genial la piersică. Mai am de la Oriflame, scuzați zgomotul, pe acesta cu apă de cocos și pepene galben. Nu știu cum miroase, dar știu că vine așa în formă de lacrimă oarecum și este tare curioasă și are, să vedem și câte grame are. Unde scrie? Ah, 75, cred că am mai zis odată, habar n-am. Din nou, sunt foarte curioasă cum arată acesta Macaron Love. Ambalajul lui este foarte drăguț, este de un roz așa pal. Aici pare mai aprins pe cameră. Are, cred că, tot 75 de grame. Ia să vedem. Da. Și după cum îl simt eu, arată fix ca un macaron. Dar vedem când îl desfac, momentan nu-l desfac pentru că am deja desfăcut la baie și la bucătărie și n-aș vrea să se întâmple ceva cu ele. Unul de care eram super curioasă și mă bucur foarte tare că l-am primit este acesta Frosted Berry Cake de 75 de grame. Îl simt ceva prin ambalaj, sunt tare curioasă să desfac ambalajul acestuia, dar din păcate momentan nu pot. Cred că este acela sub formă de floricică. Desigur, aceste săpunuri nu sunt toate din colecția mea, o să urmează să mai îmi cumpăr sau... Și ultimul săpun este acesta Apple and Cinnamon, probabil l-ați văzut în clipul cu produse terminate, da, pentru că tocmai ce am terminat unul și tocmai ce am primit unul și nu pot decât să mă bucur, nu pot decât să-i mulțumesc persoanei căreia mi l-a oferit, pentru că îmi place foarte mult cum miroase săpunul ăsta, are 75 de grame, este sub formă de felie de măr și este și foarte ieftin. Săpunurile de la Oriflame costă doar 3 lei, ceea ce mi se pare super și dacă vă interesează, în catalogul următor, catalogul C3, apare un săpun foarte drăguț sub formă de trandafir roz și bineînțeles că a trebuit să-l am și pe acela.
Și da, cam aceasta este colecția mea de săpunuri. Asta am făcut eu până acum, le-am aranjat cât de cât. Să spuneți voi ce părere aveți, dacă vi se pare interesant ceea ce am făcut eu astăzi, clipul acesta. Mie îmi place foarte mult să colecționez chestii, săpunuri, geluri de duș și așa mai departe. Dar, da, îmi plac foarte mult ambalajele astea super mega colorate și sertarul în care țin aceste săpunuri miroase genial. Să-mi spuneți dacă mai aveți și voi o astfel de pasiune. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, v-am pupat și aveți mare grijă de voi. Pa!